Urmează știrile Anul TV, prezentată de Cristina Cioban. Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor! Noul ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Adrian Oros, a preluat în această dimineață mandatul de la Petre Daia, presa neavând acces la discuțiile celor doi oficiali. Întâlnirea cu jurnaliștii, prilejuită de acest eveniment, a fost organizată cu puțin timp în urmă, întâlnire în care Adrian Oros a precizat că va face un audit în toate structurile ministerului, apoi va lua decizii fundamentale. Pe site-ul agrotv.ro, cei interesați pot afla detalii de la această conferință de presă, detalii legate de planurile imediate și de viitor ale conducerii MADR. Pe de altă parte, în cadrul audierilor din comisiile de specialitate din Parlament din 29 octombrie, Oros a anunțat că prioritatea numărul 1 este pregătirea cu celeritate a programului național strategic, pentru că în următorii 7 ani, principala sursă de finanțare a agriculturii o reprezintă cele 20 de milioane de euro pregătite prin politica agricolă comună. Ministrul a subliniat în fața parlamentarilor că va cere premierului Ludovic Orban schimbarea conducerii ANSVSA în primele zile după preluarea mandatului, pentru că a demonstrat în ultimii 2 ani de zile că nu poate face față pestei porcine africane care evoluează sălbatic la noi în țară. Am citat din ministrul Agriculturii Adrian Oros. Ultima lună de toamnă a debutat cu temperaturi record și la Buzău. Peste 20 de grade Celsius au arătat termometrele, o maximă neobișnuită pentru noiembrie, care a stârnit bucuria iubitorilor de soare și a adus îngrijorare pe fețele agricultorilor. Pe de o parte, primăvara din noiembrie a ținut solariile încărcate cu legume, fără să fie nevoie de încălzire, iar pe de altă parte a favorizat apariția dăunătorilor. Legumicultorii au profitat din plin de vremea neobișnuit de caldă pentru această perioadă. De exemplu, Ionel Mușătoiu culege ultima recoltă de castraveți în solariile încălzite de soare, plantele încă rodesc, deși, în mod obișnuit, recolta era deja încheiată. Ultima recoltă de castraveți? Cred că e ultima. Dacă mai ține vremea așa, s-ar putea să mai facă o dată, da. Acum, bunșește. Vremea călduroasă a permis dezvoltarea lor fără niciun fel de încălzire, spre bucuria legumicultorului, care ne-a mărturisit că salata nu e atât de profitabilă dacă trebuie să o produci folosind o sursă de încălzire. Ce aveți aici în solar? Salată. Salată, sper să iasă până în Crăciun. Acum, cu timpul ăsta cald, spera să o scoate și mai devreme? Cam atunci, oricum o las până aproape de Crăciun, chiar dacă se face mai din timp. Când ați înființat cultura aici? Vreo 3 săptămâni, cam 3 săptămâni. Dar dacă nu era cald, trebuia să încălziți? O să merită la salată să fac căldură. Cam cât? E prea ieftină ca să consum atâta lemne și mai știu eu ce. Și acum câte grade aveți în solar? Acum sunt vreo 30 de grade, le-am dat drumul la aer. Vremea neobișnuită de caldă are și un revers. Temperaturile din ultimele zile favorizează apariția dăunătorilor. Vremea aceasta favorizează bolile? Și bolile și dăunătorii. Sunt anumiți dăunători care, la obicei, se mor la temperaturi joase. Și dacă avem temperatură de asta, ca și gripa la om, tot la fel. Deja cu ceața asta care am avut-o vreo săptămână la rând, a intrat mucegaiul. Chiar dacă i-am stropit-o degeaba, îi stropim. Ce aveți acum în solarii? Salata trebuie stropită ca să reziste? Da, cel puțin de putregăi. Meteorologii anunță că vremea se va menține neobișnuit de caldă, cu maxime de 22-23 de grade Celsius și minime de 10-11 grade toată săptămâna. Producția de cereale românești a fost mai redusă anul acesta față de 2018. În România s-au recoltat cu puțin peste 10 milioane de tone de grâu, de pe o suprafață de aproximativ 2,1 milioane de hectare. Totuși, scăderea față de anul trecut este mică, de doar 80.000 de tone, în condițiile unui an dificil cu secetă severă. La Orzoaică, rezultatele au fost asemănătoare cu cele din 2018, producția medie fiind de peste 5 tone la hectar. Producția totală este însă mai mare, având în vedere că și suprafața cultivată a crescut. O altă creștere însemnată este cea înregistrată la cultura de mazăre, unde producția medie este cu peste 60% mai mare față de anul 2018.
Potrivit Eurostat, o cantitate de aproape 140.000 de tone de miere a fost tranzacționată anul trecut în Uniunea Europeană. Conform informațiilor date publicității, la Bruxelles, Ungaria este cel mai mare exportator, cu o cantitate de 20.000 de tone. Pe de altă parte, Germania este cel mai mare importator de miere din afara spațiului comunitar, cu o cantitate de 60.000 de tone în anul 2018. În anul 2018, importurile de miere din afara spațiului comunitar au venit în principal din China, 80.000 de tone, sau 39% din totalul importurilor de miere din afara spațiului comunitar. A urmat Ucraina, 41.000 de tone, Argentina, 25.000 de tone de miere și Mexic, 21.000 de tone de miere. Pe ultimul loc s-a aflat Chile, cu 8.000 de tone de miere. Topul celor mai mari exportatori de miere din Europa este alcătuit din Ungaria, cu o cantitate de 20.000 de tone, Belgia 19.000 de tone, Spania 18.000 de tone, Germania 16.000 de tone, Polonia 15.000 de tone, Bulgaria 10.000 de tone și, pe ultimul loc, România 9.377 de tone. Germania este cel mai mare importator de miere din afara spațiului comunitar, cu o cantitate de 60.000 de tone în anul 2018, adică 29% din totalul importurilor de miere din afara Uniunii Europene. O urmează Marea Britanie, cu 45.000 de tone, Belgia, 22.000 de tone de miere, Polonia, cu 21.000 de tone și Spania, pe ultimul loc, cu 17.000 de tone. În ultima lună de toamnă, apicultorii mai pot profita de zilele călduroase pentru a efectua anumite lucrări de pregătire a familiilor de albine pentru iarnă. Nu mai este un secret pentru nimeni că lucrurile trebuie făcute și mai ales terminate atunci când trebuie, nici mai devreme și nici mai târziu. Practic, așa îți cresc șansele ca recolta, fie ea și de miere, să se ridice la așteptările gospodarului. Noi de mulți ani nu mai avem probleme cu iernatul din cauza că avem capacitatea de a gestiona locul până. Așa cum se cuvine. Deci, în ansamblu, pe ramură sunt pierderi. În deosebi, sunt mulți începători care nu cunosc în detalii, vrească, în deosebi, pregătirea familiei pentru iernat. Dar pregătirea de iernat nu se începe acum, se începe mai devreme. După ultimul cules la floarea soarelui, deci în momentul acela se începe a pregăti albine. Deci, trebuie să crești generația de toamnă care intră în iarnă de albină, pentru asta trebuie să faci niște stimulări. Să înlocuiești reginile care sunt vârsta înaintată sau slabe cu regine tineri, ca să fie capabile ele să crească o populație respectivă, ca familie să intre puternici în iarnă. Albinele intră la iernat, iar apicultorii rămân cu grija să le îndestuleze cu hrană calitativă și să izoleze termic stupii. De reușit acum îi spui familie de albini la iernat, cu așa rezultate alege în primăvară. Deci la moment să fac ultimele lucrări legate de aranjarea cuibului în iarnă, verificarea dacă sunt rezervele de hrană suficiente. Un pic să facem încălzirea. De regulă la noi e primit așa, fiecare familie este verificată individual. Trebuie tras atenția la aspectul că să nu pătrundă rozătorii în șoricei. De aceea, tămân în perioada asta, șoarecii se pare trage din câmp și vin caută încăperi. Locuri, culcușuri pentru iernare. Și stupii servesc un bun culcuș. De aceea spun gratii împotriva șoricilor, ei nu pot pătrunde. În rest, până în primăvară, albinele trebuie lăsate în pace, în liniște. Ele au nevoie de liniște absolută. Totodată, în această perioadă, crescătorii de albine achiziționează materiale și echipamente pentru viitorul sezon apicol și desfășoară activități de întreținere, reparație și reformare a știubeielor. Toate pentru ca următorul anotimp să nu-i prindă nepregătiți. Nu se poate face profit fără investiții serioase, că sunt în materialul genetic folosit, că sunt în specializarea angajaților, că sunt în tehnologii de ultimă oră. Categoric nu poți învârti cu folos roata agriculturii dacă nu ții cont de acești vectori. Da, investițiile înseamnă bani mulți, dar altfel nu se poate. Inspirați de expozanții de la Târgul Internațional Indagra de câteva zile, colegii de la Știri vă prezintă soluții inovatoare esențiale în industria agricolă. Astăzi continuăm seria reportajelor cu tehnologii digitalizate care sunt pe cale să înlocuiască factorul uman. Nu uităm că guvernul din Japonia a liberalizat comercializarea de tractor fără șofer deja de 2 ani. Suntem deja cu aproape 500 de unități vândute și în lucru în Japonia.
Da? Avem un concept unde avem tractor fa la șofer, combin fa la șofer și remorc de transport de cereal fa la șofer. Acesta e, nu este un test, este comercializat. Deci în momentul de față în Japonia, să spunem, utilajele merg fără șofer, credeți că acest lucru se va întâmpla în curând și în Europa, odată ce lipsa de forță de muncă lipsește cu desăvârșire? Eu cred, eu sper că da, pentru că noi suntem pregătiți. Și e un problem legislativ, so, cred că fermierii sunt din ce în ce mai mult interesați pentru acesta, că e clar că forța de muncă a devenit un problem enorm de mare, nu numai în România, în multe alte țări este același problem. Și în caz că dorim să lucreze în agricultură, avem nevoie să oferim pentru fermier o soluție unde pot să lucreze și fără om. Institutul de cercetare din domeniul ecotehnologiilor din Franța a proiectat un robot pentru înlăturarea buruienilor din câmpurile legumicole. Scopul proiectului dezvoltat este de a reduce substanțial utilizarea produselor fitosanitare, în special a erbicidelor. Echipamentul gândit pentru o astfel de operațiune include un mijloc aerian de detecție a buruienilor care transmite informații la un robot terestru denumit EcoRobotics. Robotul utilizează curent electric de înaltă tensiune pentru a distruge buruienile, se arată în comunicatul institutului. Pentru detectarea și identificarea buruienilor se folosesc imagini precum și tehnici avansate asociate de chemometrie, domeniu din chimia analitică care aplică metode matematice și statistice asupra datelor chimice, biochimice și medicale. Începând cu 10 noiembrie, timp de 7 zile, se va desfășura la Hanovra Agritehnica, cea mai mare expoziție de mașini agricole din lume. Postul nostru de televiziune va avea o echipă de filmare pe toată desfășurarea acestui eveniment. Transmisiunile în direct și înregistrate vor putea fi urmărite pe toată platforma Media Agro TV. Aproape 300.000 de expozanți din toată lumea își vor prezenta noutățile și inovațiile. Companii de renume din sectorul agricol vor fi prezente cu o gamă diversificată de produse, servicii și inovații. Agritehnica este un eveniment mondial, este platforma și evenimentul prin care se lansează toate inovațiile majore în domeniul mecanizării agriculturii, a tehnologiilor din agricultură și integrează, așa cum ați zis și noastră la început, și fermierii din Europa și nu numai, dar ce este mult mai important, integrează și pune împreună toți producătorii de tehnică agricolă din lume. Este cel mai mare eveniment de acest tip și în acest an, spre exemplu, la Comisia de Noutăți au fost înregistrate în jur de 400 de cereri de inovații și noutăți. În urma analizelor s-a deliberat și există o medalie de aur și 39 de medalii de argint. Tendința generală în toate aceste noutăți au fost legate foarte mult de conservarea resurselor, apă, sol, optimizarea inputurilor și, foarte important, protecția muncii, protecția operatorului și, nu în ultimul rând, economie de timp și productivitate. Toate acestea se regăsesc, sigur, în fiecare produs și în fiecare stand pe care îl avem pregătit la Agritehnica. Și în acest stand, LG Intermarketing oferă fermierilor din România bilete gratuite la Agritehnica, cea mai mare expoziție de mașini agricole și utilaje din lume. Pentru a treia oară consecutiv, va fi și un stand național al producătorilor de mașini și utilaje agricole din România, în Hala 7 la Agritehnica. DLG Germania face această expoziție de foarte multă vreme și cu siguranță ședința din acest an va fi una de mare succes. Să știi să faci un nou ochi sau niște cartofi prăjiți, pentru unii este ceva obișnuit. Pentru alții reprezintă ceva foarte complicat din categoria rachete lansate în spațiu. Profesorii de la un liceu din Iași au început să-și învețe elevii cum să se descurce în bucătărie, să gătească, chiar să pună murături. Cu ce rezultate? Ne spune imediat corespondenta noastră din zona Moldovei, Raluca Daria Diaconiuc. La Colegiul Ice Ștefănescu din Iași, elevii învață să pună conserve pentru iarnă, să facă plăcinte, să se descurce în bucătărie. Uite așa, ceea ce învață la școală îi poate ajuta să-și găsească mai ușor un loc de muncă. I-am găsit și la un eveniment unde au participat cu o parte dintre produsele făcute de ei. Am venit astăzi cu produse făcute de noi și împreună cu maestrii. Ce produse aveți?
castraveți în oțet. Toate acestea le faceți voi, toate conservele? Da, le facem noi împreună cu doamnele maestre. De când ați învățat? Din clasa 9 ne pune la făcut. E bine așa, de mici, ne instruiește și e frumos. Deci voi le faceți, voi le vindeți acum? Da, noi le facem, noi le vindem și sperăm să se vândă tot. De fapt, suntem siguri că o să se vândă tot. Nu numai fetele se implică, ci și băieții. Și am venit să așez și eu, că mi se pare cel mai bun și pentru turism și alimentație, îmi place meseria și cel mai dotat și eu care l-am văzut până acum. Și ce ai învățat până acum să faci? Am învățat tai carne, să curăț gogoșari și apă, am învățat asta mai bine. Și conserve să pui, nu? Da, da. E greu? Nu e greu, nu. Dacă o să te înveți, o să fie foarte ușor. Dar de vândut e greu? E vândut mai ușor, zic eu, adică de făcut. Ce înseamnă pentru tine un astfel de profil? Unde te vezi pe viitor? Aș vrea să mă duc în străinătate, la un restaurant mai renumit, să lucrez acolo, în viitor. Pe lângă tot felul de conserve, cei de la Colegiul Tehnic Ice Ștefănescu din Iași fac prăjituri, plăcinte, tot felul de bunătăți. Și toate se cumpără. Dacă pentru unii fotbalul este practicat numai de bărbați, la Prundul Burgăului lucrurile stau cu totul altfel. Heniu, echipa de fotbal fete înființată în 2013, este mândria localnicilor. Echipa a ajuns până în finala Cupei României, performanță unică până acum pentru sportul din Prundul Burgăului. Mai mult, în lotul echipei se numără 5 jucătoare care fac parte din lotul național. În momentul de față avem o echipă de fotbal în Superliga. 5 dintre fetele noastre sunt în echipa națională a României. Suntem totuși o comună, este mult mai greu să întreținem o asemenea echipă, dar ne face cinste și ne bucurăm că am reușit până în momentul de față, sperăm să fie bine și în continuare și să putem să susținem, pentru că este important ca cineva să ducă numele comunei noastre peste tot în țară și nu numai. La Prundul Burgăului din 2013 am înființat această echipă de fotbal feminin și, bineînțeles, după muncă asiduă și continuă, uitați, și rezultatele au apărut. Avem câteva jucătoare care sunt selecționate la Under 17, Under 19 și chiar la lotul mare. Din ce în ce fotbalul feminin în România a luat amploare, se dezvoltă continuu, ați văzut și noastră, deja sunt foarte multe echipe care au apărut Liga 3, Liga 2, Liga 1. Și încet, încet sperăm să ajungem din urmă celelalte țări care au un fotbal dezvoltat feminin. Prundul Burgăului în ce divizie joacă? Noi suntem în Liga 1 din 2014 și am avut rezultate remarcabile pentru o echipă de comună. Am obținut de două ori locul 3 și o finală de Cupa României. Mi se pare că și la fete există destul de multă ambiție, cât și la băieți, și probabil că de aia ne determină să intrăm cu forță pe teren și determinare și vorba aia umăr la umăr. Să fie ca și la băieți. Pornind de la legături istorice între cai și personaje intrate în legendă, colegii de la AgroTV Moldova au pregătit pentru jurnalul nostru un material foarte interesant. Se va ajunge de la BDV-ul lui Alexandru Macedon la o întâmplare modernă petrecută în Statele Unite, unde un armăsar a devenit, cum să vă spun, pompier salvator pe patru picioare. Să urmărim împreună materialul. Calul, noblețea, curajul și fidelitatea într-o singură făptură. Ați auzit probabil din legende și istorii despre legăturile fabuloase între cai și stăpânii săi. De pildă, viteazul Bucifal și Alexandru Macedon. Neînfricatul Tornado, camaradul lui Zorro. Nu uităm și de catalan, calul Măriei sale Ștefan. Câte și mai câte relatări despre aceste ființe care nu cedează atunci când dau ochii cu primejdia.
De acest lucru s-au convins și locuitorii regiunii Sonoma County, în apropiere de Los Angeles, când flăcările incendiilor din ultima perioadă au cuprins mai multe rancho, punând în pericol viața cailor. La un moment dat, unul dintre animale alerga înapoi spre foc pentru a-și salva familia și a le conduce în siguranță. Imaginele s-au răspândit mai repede pe rețele decât flăcările incendiului propriu-zis, acesta fiind și cel mai viral comentariu. Așa că, atunci când se spune că viața bate filmul, cu siguranță nu este despre cai. Imediat după știrile Agrometeo, ca de fiecare dată, urmează Agricultura la raport, moderată de Ovidiu Ghinea. Împreună cu invitații săi special, va dedica această ediție chestiunilor arzătoare din agricultura României, chestiuni de mare interes pentru toți cei implicați în acest domeniu. Bine te-am regăsit, Ovidiu, așteptăm informații legate de emisiune. Doamnelor și domnilor, începând de astăzi avem oficial un nou ministru al agriculturii în persoana domnului Adrian Oros. L-ați văzut la mine la emisiune în urmă cu o săptămână. Domnia sa și-a prezentat programul de guvernare. Rămâne să vadă fermierii români ce reușește să facă noul ministru, ce programe va continua, ce se va întâmpla cu cei care au lucrat până în momentul de față la anumite agenții, pentru că urmează un audit. Sunt transformări importante în agricultura românească. Ne dorim cu toții ca aceste modificări, transformări, să fie în direcția bună. Sunt convins de faptul că noul ministru își propune să facă performanță în agricultură. Așadar, e un subiect pe care nu-l vom rata în seara asta. Voi discuta pe seama lui împreună cu invitații mei. Până atunci, rămâneți în compania știrilor AgroTV. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile AgroTV. În continuare, vă invităm să urmăriți Agrometeo. Rămâneți alături de programele postului nostru de televiziune. La revedere! La noapte, în vestul, sud-vestul, centrul și nordul țării, cerul va fi mai mult noros și temporar va ploua. Ploile vor avea și caracter de averse, iar izolat, cu precădere în sudul Banatului și în Oltenia, cantitățile de apă vor depăși 10-15 litri pe metru pătrat. În restul teritoriului, cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare pe crestele Carpaților meridionali și orientali și pe litoral. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 5 și 15 grade. Izolat se va semna la ceață. Mâine vremea se va menține mai caldă decât în mod normal în prima decadă a lunii noiembrie, deși valorile termice diurne vor scădea și în regiunile sudice și estice. Cerul va fi variabil în sud-est, dar în restul teritoriului vor fi înorări. Temporar va ploua și sub formă de aversă se vor semna la descărcări electrice, iar izolat, cu precădere în Oltenia, cantitățile de apă vor depăși 10-15 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la munte și în Dobrogea. Temperaturile maxime se vor încadra între 13 și 23 de grade, cele mai ridicate fiind în sud-estul extrem. Izolat vor fi condiții de ceață.